Jucătorii formației ploieștene s-au întors de la vestiare mult mai hotărâți și mult mai determinați să încline balanța disputei în favoarea lor, iar asta s-a văzut încă din primele secvențe ale acestei reprize secunde, când jucătorii conduși de Mircea Rednic s-au aruncat către jumătate de teren a formației pregătite de Leo Grozav. O minge aruncată undeva în apropierea careului de 16 metri al formației ploieștene, nu s-a întâmplat nimic spectaculos acolo, abia acum s-a auzit fluierul arbitrului Alexandru Tudor, o minge în banda stângă în direcția de atac a formației ploieștene, schimb de pas între jucătorii conduși de Mircea Rednic, care reușesc în anumite momente de joc să conserve avantajul minim de pe tabela de marcaj, consemnat de reușita lui Teșeira din minutul 48, care